înțeles. Doar să scrii pe chat. Lasă să scrii pe chat. Hai mă, dă-l în pula mea, are 12 ani în pula mea. Mamă, cu ai 12 ani în pula mea. Hai că se scriu. Vezi, vezi că cu două propoziții fac să dea disconnect din gofă? Ia. Scrie. Dar nu ești jurătura, nu? Nu. A. Hai, zice că are 17, stai așa. Zic că dacă are 17, 17 ani. Hai că scrie, hai că scrie. Nu pot că sunt plecat. Că e invitatul nostru. Stai mă, lasă. Hai să mai râdem puțin. Lasă. Hai că ai scris succes, îmi bag pula în engleză. Păi nu sunt cu aici, azi. Hai că ce sunt. Așa, hai să vedem. Stai așa. Băi, ce copil să-mi vă plăc. Păi, și cum ai tu, moderator, bro? Mare, de-aia. Mare, bă, dar... Lasă-mă, nu mă știu că n-are, stai liniște, dar vreau să văd ce metodă mai zice asta. Am donat. Păi, donațiile, după cum știi, sau văd că nu știi, sunt acele sume de bani oferite fără a obține ceva în schimbul acestora. Așa, că da. Acum costă 5 euro. Da, e lifetime la 5 Steam Viver. Cum e la 5... Stau poză, stai. De când știu? Păi, hai? Da. 90 ani, coaie.
Gata, nu mai scrie nimic, băiat. L-am spart. Vă credeți, stă mai mult ca restul care am vorbit eu că e până acum. De obicei se pare când e așa tare, dau disconnect, dar n-au dat încă. Amir. Cum mi-e țepat, dar nu până la mea. Da, bă, băi, deci, vedeți și voi aici, un țepat adevărat. Un tentativă de țepat, mai exact. Se încarcă greu. O tentativă de țepat, o tentativă de țepat, băieți, ce să-i faci? Da, bă, corect. Da, băieți, de amuzat, rău. Da, bă, deci, oricum, așteptăm aici pe băiat să răspundă, să vedem și noi. Și barat, oricum o să vă las aici Discord-ului dacă e, să nu primiți țepe de la el. Îmi zice că ci că e moderator aici la Ecstasy pe server, dar nu. Dacă mă uit aici, nu e. Singurul moderator online acum pe server-ului e Tomiță, eu și cam atâta. Da, corect. Este, vin în 2 secunde să bag joc de niște copii, vin imediat. Clar, treaba. Da, băieți, deci nu se vede nimic abus. Ia. Promovare YouTube. Moderator. Așa. Mă, încearcă și el să dea țeapă. Stai că mă duc la primărie, că acolo e nervul mai bun. Da, bro. Dă-i get the job la detectiv sau avocat. Bă, get job. Da, băieți, deci, bă, se pare că oricum o să pun videoclipul ăsta pe YouTube. Să vedeți și voi aici Da, o o să pun tentativă și de eu. țepar. Da, corect, am vrut să-mi apoiască contul. Nu o să spun numele pe filmare, că cred că mi-au ban. Nu zic numele la cont, băieți, și nu zic nici serverul. Da, băieții, nu zice nimic, doar pot să zic că băiatul se țepar. Zice că e moderatorul Ecstasy pe canal meu, Stai, să crezi că sunt stai, eu, stai, stai, dar stai, moderator pe stai, stai bani. puțin. Stai puțin 2 secunde. Dar de fapt el nu dă Deci... moderator pe bani. Ok, stai puțin 2 secunde, băieți. Deci aici a trimis, o zis că acum e 5 euro moderatorul. Păi uite, scrie aici prețuri, 5 euro promovare pe YouTube, plus ne scrie la următorul giveaway mic. Nu scrie aici nimic de... A, ba da, scrie și Mai jos, moderator, mă. mai jos de moderator. A, e moderator, bă? Da, Eu văd... a băgat Excel chestia asta cu moderatorul, Oh. doar că nu, asta nu are moderator, că dacă avea moderator, te duceai la el pe profil, dădeai la server și apare aici la moderator, dar nu apare. Apare la moderator YouTube, apare decât QRX32 și Tomiță. Și eu am Da. și un moderator, dar bine, eu sunt și YouTuber, știi? Și cam Da. atâta. Deci băiatul ăsta e un țepar. Și acum nu mai are Da, ce pe să mai scurt. scrie, deci băieții, nu știu, efectiv, nu-i merge țeapa, i-am scris chestia cu asta, puteai să mă duc la primărie, revin imediat, nu Da, știu. bă, stai să la primărie, vorbește cu domnul primar, să rămână. Mi-au dat niște copii țapă. Da, băieți, ce să Țacă, zicem, fraiere. filmăm de 9 minute și ceva, mai ținem și noi un pic și, da. Da, stai să că la primărie băiatul nostru. Ăsta, butelie cu guler.
Oricum, băieții, când revine aici băiatul, na, o să predeschiși una prin filmarea, nu? Da, corect. Noi ne jucam și noi. Da, bă, deci am revenit aici cu mesajele care i-a scris Denis ăsta, adică țeparul lui Mario, ai să de Mario. Da, mă, băieți, acum o să vă explic din perspectiva mea cum a fost cetul meu față cu, alături de Denis Q, băiatul care mi-a cerut anumite detalii despre contul meu pe care l-am pus de vânzare pe grupul de Discord al lui Ecstasy, un băiat pe care îl puteți să vedeți și pe canalul de YouTube al lui Cosmin. Destul de des a apărut, să fiu sincer. Un YouTuber, na, cu 15.000 de abonați. Așa, să trecem la discuție până la urmă. Mi-a dat el cerere de prietenie și am zis, hai să-i accept. Poate e vreun prieten de la Ecstasy, poate îl cunosc personal. Habar n-am, mi-a zis da. Mi-a zis, salut, vreau să cumpăr contul de Behut. Da, o să menționez numele serverului, dar nu o să vă dau numele de conturi ca să țin confidențial această informație. Și mi-a zis dacă vreau suma de 5 euro PayPal. La un moment dat eu nu eram activ și m-a întrebat dacă mai sunt pe Discord. Și l-am salutat politicul și i-am spus că e de vânzare. I-am spus contul, dar n-am mai lăsat acea informație. Și după aia mi-a zis că îmi oferă doar aia 5 euro PayPal, îi dădusem deja contul, i-a arătasem. Și mi-a zis că a văzut un cont de Fortnite. Și i-am spus e ok, că eram de acord cu suma propusă, chiar de la început. Și i-am spus dacă dă primul, pentru că eu n-am, mi-am mai luat o grămadă de țepe, poate să vă confirme și Cosmin. Sau dacă facem cu un intermediar. Și eu i-am zis că dacă cu intermediar la ora asta n-ai cu cine și i-am spus facem cum vrei tu. În sensul că care putem să facem și a doua zi cu un intermediar. Și el mi-a zis direct că mi-e frică că iau țeapă. Care e cam tipic, sincer. Am auzit asta, e iconică chestia asta cu mi-e frică că iau țeapă. Cred că am auzit asta nu știu de câte ori. Păi faza asta cu mie fiică că ața pe mai mult se pare o folosești, ne? Da, corect. Ca să se scoată din situație. Na, ce să zic. Ai zis că îmi dă poză cu banii pe care, bă, și eu pot să zic, frate, să zic chestii de genul, ca să pară exacte cu ce zic eu la început. Frate, eu stau în Franța acum, de exemplu, uite, dau un exemplu. Și să zicem, bă, eu am 10 euro pe PayPal și să caut o poză pe net și să-ți dau un nume, Francis, nu știu cum. Și mă rog, mi-a zis că dă poză cu banii, i-am spus dacă se uită la Ecstasy și ca să-i dovedesc într-un fel sau altul că-s legit, i-am spus doar că mă cunosc cu el personal și știe și el, până și Cosmin, care e de cu mine de față, că eu n-am dat vreodată vreo țeapă, am fost o persoană alegită și că mereu nu am vrut să am încercat să țepuiesc pe cineva. Mai mult mi-am luat eu nu știu câte țepe. O să povestesc altă dată pe viitor, nu-i problemă. Da, băieți. Așa, Ia uite continuă. că mă rog, așa. Și am spus că am fost corect cu el în generală și că pot să-l întreb și pe el personal. Pentru că lumea n-ar crede regii pe Ecstasy. De-aia am spus chestia asta, că sincer, vă zic sincer că nici el nu e cel mai regit om. E propria mea experiență. Hai să nu ne băgăm. Și mă lase, mă rog. Și Denis, din propria lui, nu știu, căuta un anturaj ceva cu mine să-mi zică, da mă, ești vărsu, fratesu. Și să vedeți după aia anumite anumite. O băga pe aia că, da mă, sigur, și nu știu ce, și nu știu cum. Și am zis, eu n-am dat o țeapă în viața mea, doar am luat. Și am spus, bă, întrebam minții fârt. De-astea mă lase cu frate, cu de-astea. Și am spus, stai așa, că îi spun pe Ecstasy pe Instagram. Dacă nu o să mă credeți sau chestii de genul, poate o să dau o poză cu conversația de pe Insta sau cu un apel că l-am înregistrat. În caz că vreți o dovadă sau ceva de genul, ca să-i spună lui ăsta, bă, dă-i mesajul ăsta ca să mă creadă cu aia. Că ăsta văd că nu, ăsta se crede nu știu ce om. Și i-am zis, păi ce faci? I-am zis să dea mention pe Discord, special ca să nu creadă că îmi fac eu vreun cont fals sau își face un prieten. Să vadă care gradele, fix el, de pe serverul lui. Și după aia am mai zis chestia, am mai anunțit chestia aia cu colegul de generală, mă rog, nu a contat, dar i-a zis că nu a zis nimic. Eu am anunțit faptul că el îmi zisese că eu sunt vărsul, eu sunt fraxul, gen, semn de ironie. Aici îmi zisese, de unde știu eu că nu dau țeapă, i-am zis, bă, eu zisese la început, bă, putem să facem și cu intermediar, n-am zis neapărat, dă-o, bă, primul. Și i-am zis că o să-i dea mention pe server să vezi că nu-i cont fake sau ceva. Bine, aici de fapt conversația era altfel. I-am trimis o poză cu contul
Și am zis ca să nu vadă că e contul fake sau ceva, că i-am dat o poză direct din perspectiva mea de calculatorul meu. Și aici mi-a mai cerut o altă dovadă cu contul. I-am trimis din joc, după aia am trimis de pe panel aici. Și am trimis după dovezile. I-am mai zis o dată că mi-am dat destul de țepe, că n-am vrut să-i dau din prima cu băiatul ăsta, că nu cunoștea aproape nimeni. Și a băgat-o pe aia, oricum iau moderator la extra zi pe YouTube. Să vă zic că Cosmin de aici. Nu, bă, nu băieți, deci dacă ne uităm acum aici, două secunde să vă arăt, dacă ne ducem aici pe serverul Ecstasy, hai să-l căutăm și pe băiat, ceva cu D, da, deci... Denis Q, îl cheamă. Denis Q. Uitați-l aici, băieți, n-ai nicio treabă, e subscriber, CSGO și SAMP, nu vedem niciun moderator, uitați-l aici, e la subscriber și aici moderatorii. Deci n-ai nicio treabă. Na, bun, a băgat-o pe aia cu moderatorul. Bun, hai să zice chestia asta. Și am zis eu, bă frate, ce mă interesează pe mine că ești moderator? Câți intermediar, câți moderator? Am pățit și o țeapă, o să vă zic într-un alt episod, poate. Că mi-am luat eu o țeapă de la un intermediar cu contul de Steam. Dar asta pe viitor. I-am dat poză cu contul, iar poză, frate, și lui de grupă sânge B1. Bine, am fost un limbaj vulgar, că mă, deja dacă mă ura peste picior, am să-l iau și eu. Tu ai scris că e 700 de milioane și i-am dat iară mentionul ăla pe care l-am scris eu pe grupul lui, că avea 70 de milioane. Și după aia am băgat și pe aia, aaa, și mașini, mai arată-le odată. Mi-a scris și cu arată-le așa plegat, ca să vă dați seama ce... Da. Ce intelect superior are persoana. Ia uite, m-a mai dat un mesaj, o să mă arată și pe ăla probabil. Dar mătura dacă are PaySafe, pentru că pe PayPal poți să dai refund instantaneu, după cum știți mulți, probabil. Merge și chestia asta și mai merge și printr-o metodă, că să, dacă există modalități, una să dai instant refund și una care vorbești cu băieții de la PayPal și îți ai bani automat din contul la persoana respectivă, plus comisiuni. Bă, și chestia cea mai evidențiată și care m-a făcut ce mai mult să râd a fost că mi-a spus, am vârsta de 17 ani, oricum sunt matur, nu mi-arde de țepe. Nu o să arăt poza profil cum arată el personal. Noi nu credem că are vârsta aia fixă, după cum o spune el. Cosmin zice că are 12 ani, nu știu. Nu sunt chiar așa, și cum să zic că are 15-14 ani. Oricum nu contează vârsta, e doar un număr, după cum am spus și în alte episoade. Și mă rog, mi s-a părut amuzant că asta, am 17 ani, nu mi-a dat de țepe. Și uitați acum că i-am spus eu, că mi-a spus eu în semn de Caterinca, că îi spun numele numai că s-a luat Ecstasy. Doamne ferește că nu dau informații esențiale și private unor colegi, da, și deci, poți să numești și prieteni. Și uitați ce m-a întrebat acum, băieți. Uitați-vă și voi, băieți, deci ce minte poate să aibă copilul ăsta? Marcela Grigore. Nu știu ce-a dat un nume. Ia vezi pe ăsta, pe conf, mai scrie ceva? Ia pe conf, să văd. Pe conf a spus, gata, bă, se vede mesajele. Ce nu mesaj? Se văd, se vede. Ce se mesaj? Vede mesajele. Se vede, se vede română? Se vede? Bro, nu știu ce mesaj, despre ce mesaje vorbești. Da, băieți, deci nu știu. Dar româna nu prea se vede. Sincer, nu cred că mai e nevoie să mai zice nimic, ca... Dacă mai doriți dovezi, eu pot să vă dau. Eu pentru voi, băieții, sincer, nu știu. Sincer, i-aș da blocul băiatul ăsta. N-aș mai da, și pentru avea... că îi dau bloc. N-aș mai avea nevoie să mai vorbesc cu el. Adică, da, deja mi-am dat seama că un țepar. De când da, moderatorul la Ecstasy, adică de când a început să vorbească cu Mario și cu mine... A început să ne ia la mișto, puteți să vedeți și la începutul videoclipului. Și na, aș ieși și se pare după ăsta că s-au ți-a dat blog, nu știu. Nu, cred că aici după Discord, dar că e de la țara, net prost, da. Și eram curios, bă frate, cum te joci pe Bihu sau Samp și te uiți la asta și ai zis că se uită la CS. Dar la, și ce mi-a plăcut, are și la subscriber, are și Samp și CS:GO, ca să înțelegi. Da, și el zicea că nu joacă Samp, zicea că nici nu are cont pe Bihu. Da, el se uită la Ecstasy, că e aprobat la recomandat acolo. Da, ce să apară, mă, la recomandat la Cișca? Da, băieți, deci nu știu ce să vă mai zic. Bă, nu știu, că asta, că am fost videoclipul. Dacă mai aveți țepat de ăștia, îmi dați mesaje în privat și îmi ziceți care e faza cu persoana respectivă. Bă, hai să facem o de-asta, o poliție a țeparilor pe Samp sau de-astea. Da, mamă, băieți, cât de bine ar fi. Dacă mai aveți bun țepar pe Samp sau pe Minecraft chiar,
Orice Mă server, orice. găsiți, Ne găsi... Vă dăm Discord-ul nostru dacă vreți, pe privat, pe Discord. Unde vreți, pardon, pe descriere. Mă găsiți aici, oricum știți Discord-ul meu, aveți server-ul ăla al meu în descriere, la video. De asemenea, o să vă dăm și Discord-urile noastre ca să ne... Poate ne anunțați de oramitura. Nu e nevoie, că te găsi, ne găsiști acolo. Da, exact. O să, dacă mai este nevoie, să mai facem o poliție a țeparilor, poate. Adică dacă mai găsiți o anumită persoană, ne puteți da anumite informații și noi o să dezbatem acest subiect. Da. Pe mine mă numesc, știți prea bine cum mă numesc, și pe Mario îl găsiți cu numele Olic, hashtag 6825. Îl găsiți pe server de Discord, dar are gradul de VIP. Da. Așa. Cam atât. Cam atât, băieții. Deci... Da, eu am fost Cosmin, el a fost Mario. Dacă dați și voi acolo în comentarii ce părere aveți despre țeparul ăsta, aveți grijă să nu luați țepe de la el. Dacă mai doriți să continuăm cu această serie, că tu că mai am o sumedenie mare de oameni care au dat țepe sau ce chestii de genul, nu uitați să apăsați butonul de like și pentru cei noi butonul de subscribe și clopoțelul pentru anumite notificări. Da, și viitoare videoclipuri care o să le fac. Și da. V-am salutat, ceau, bă, pa!